Vocea Basarabiei, Valentina Ursu, suntem în vizită aici la Căușeni. Sunteți vânzători la piață? Nu sunt vânzători, dar sunt un țăran care surplusul vreau să-l vând, să fac un ban, că cu pensia nu ne ajunge. Și ce vindeți? Da, vând iepuraș, mai vând niște picheri, mai vând niște găinuși, mai vând ce țin pe lângă casă, că mult am căpere, mai vând niște lapte, ca să ne descurcăm cumva. E muncitor? Omul în Republica Moldova? Nu tens, da, uitați-vă, Valet, ca să știți că care muncește, așa mă gândesc că ar trebui să iei în capul mesă. Ați fost vreodată sărac? Nu s-o cot sărac, pentru că eu totdeauna am muncit. Dar sunt oameni săraci, dar nu vor să lucreze. Dar să spun de ce, așteaptă să-i dăi. Dar ce să-ți dăi? Pune mâna și al iei la lucru, îi dai 300 de lei și el nu vrea să lucreze. Spune că nu are de lucru. La noi este de lucru. Păcat să zici. Care vrea, are și lucru, are și bani, o leacă de la... Și mai lucrez pe lângă casă și mai prinde pensie și nu mai chiar murim. Și dacă am vorbit despre muncă, să vorbim și despre sărbători. Pe 9 mai ce sărbătoriți? Pe 9 mai sărbătoresc Ziua Europei. Eu sunt pro-european. Nu mai vreau cu rusul, cu întunericul. Au eliberat, nu ei, au eliberat toate țările. America, Canada, Noua Zeelandă, Australia. O dat mulți bani, o cumpărat de... Dar ce arată 9 mai? Că societatea Republicii Moldova mai rămâne a fi una divizată. Una divizată pentru că spionii rusesc lucrează. Ei nu dorm. Nu ai mai adormit mai... Dar ei nu... Ei spun că ei ne-au eliberat cu panglica asta. Panglica asta care îmblă cu dânsă, puteți trebuie sudit și scos în afară legile testa ăștia care îmblă, promovează panglica. Dar relația Moldovei cu Federația Rusă cum ar trebui să fie? Rușii ăștia de când îți nu i-au văzut nouă bine. Ei cu mâine ne dă cu 3.000 lua. Dar cooperare? Da, cooperare, cooperare de egalitate. Nu el să ne dicteze cum să trăim noi. Noi știm, noi vine un rus și ne învăța a face vinul. Noi avem tradiții făcut vinul ăsta, nu chiar să ne învețe ei. Ce să faci? Mă rog. Și acum să vă întreb ce veți face pe 21 mai. 21 știți mai? Știți că există apelul președintei Maia Sandu ca cetățenii să se adune în inima Chișinăului la o adunare Moldova Europeană? Eu am mulți prieteni, am cu mătri mulți, pe toți să eu și am să-i aduc în Marea Adunării, în Piața Marea Adunării Naționale să le arătăm că noi suntem mulți și vrem în Europa. Vrem să trăim bine. Vrem democrație, libertate. Nu vrem cu rușe. Dar cum ajunge Moldova în Uniunea Europeană? V-ați pus întrebarea. Trebuie să-și facă tema pe acasă. Temele pe acasă, trebuie să alegem democrația. Eu mă gândesc asta, pluralismul de gândire, alegeri libere, nu dictate, furate. Mă gândesc eu... Trebuie, după standardele europene, să mergem pe noi. Și fac. Dar care sunt problemele cele mai mari ale Republicii Moldova? Provocările cele mai mari care încă o fac să bată pasul pe loc? Mă gândesc că e dezbinarea asta a noastră, a voastră. Dar noi trebuie să fim uniți. În primul rând, uniți. Depinde de noi toți. De toți. Eu mult contest pe diaspora noastră. Diaspora noastră o arătat la alegeri, la ultimele alegeri parlamentare. Suntem o forță puternică și eu toate rudele mele
achizițiile mele, una în Spania, în Alicante, a doilea în Italia, în Bologna. Și toți nepoțelul meu lucrează în Germania, în Düsseldorf. Toate neamurile mele sunt europene. Și nepoțelii cei mici toți europeni. Toți suntem europeni. Uitați-vă, există problema transnistreană nerezolvată de 31 de ani. Credeți că va fi posibil Moldova să ajungă în UE cu această problemă nerezolvată? Doamne, eu mă gândesc că eu mă aud după Cipru. Cipru acolo e dezbinat în două părți, este grecească și turcească. Și aici grecești au fost aderați la Uniunea Europeană. Așa și noi. Mă gândesc că noi să ne iei dacă nu ar vrea transnistrieni, să ne iei de binevoie, să ne iei. Că noi suntem, gândim altfel că de așa. Dar credeți voie. Că e posibil să fie rezolvată dosarul transnistrian? Ați fi rezolvată, dar știi că ucrainienii, 100% noi suntem Uniunea Europeană. Pentru că ucrainienii buniți, le dau reposte la ruși. Eu gândit că în 3 zile a să mășurească, a să duc ucrainieni a să întâlnească cu flori, cu jin, cu slănină ucrainească. Dar ei, eu întâlnit-i cum trebuie. Eu mă gândesc cum trebuie să ne întâlnesc pe dem și spus acasă la voi. Și des, noi, fiecare, simt gospodari la noi acasă. Și cât timp credeți că îi trebuie totuși Republicii Moldova să ajungă țară membra Uniunii Europene? Depinde de noi, dar eu mă gândesc că dacă noi am să acordurile astea, atâtea să le facem cum ne-au dat temele astea de acasă. Capitolele astea de care trebuie acasă, negociate. Da. Mă gândesc, bune, m-am 5-6 ani, vreo 7, nu mai 10, mai puțin de 10-100%, pentru că oamenii se începe a trezi la noi. Deci ați spus că pe 21 mai veți fi în Chișinău? Vin pe jos, dar vin. Dar ați mai fost la adunări naționale? La tăti. Și în 89 și în 91? Doamne, la tăti, eu trebuie să iam asta în ei. Copilul cu băietul meu era jiu. Era mitchel și în gât l-am adus la acolo, ia la așa, uitați care pe locul ăla. Așa la noi școlistă, trebuie să așa noi suntem împreună. La tot am fost. Dar acolo și-au anunțat participarea mai mulți reprezentanți ai partidelor. Și de dreapta, și de stânga. Aia este ea care numai eu, pe mine m-a interesat numai pasul, că din ultimii 30 de ani numai este o arătat că putem să ne ducem în Uniunea Europeană. Dar eu sunt tot cu, nu m-au vorbit. O vorbit, dar nu au făcut nimic pentru, eu vă spun încă o dată, de Chicu de ăștia, de Ișor, nici aproape, nici microfoane, nici aproape. Locul lor, v-am spus acolo, la închisoare. Eu mă uit și cu dânsi atâta, îi întreabă, îi nici unul, că el declară că nu e vinovat. Păi el vă unul, vrea închiul urma. Eu vă dau o întrebare, vrea închiul urma ei. Nu vor. Apoi, ascult, pe sudiele astea care îi sudiesc, pe dânsi trebuie puteți să puși la dubă, pentru că ei le dau drumul. Uitați, platonul ei. Cine i-a drumul? Eu i-am dat? Ori ăștia care de-al de... cu fost procurorul general, un mare. Domnul Stoianoglu. Stoianoglu, păi chiar trebuie să locul lui la recoare. Deci vă las optimist, da? Sunteți optimist? Da, da, eu cred. Cred în viitorul Republicii Moldova. Cred în că ar fi alături de România. Noi cu asta vă spun încă o dată. Vrea, nu vrea cineva. Noi să ne unim, pentru că suntem un popor, Doamne, suntem un popor. Asta ne blasteme pe noi istoria, că nu ne-am unit. Noi avem șansul să ne unim pe veciul veselor să ne unim. Nu pe o zi, pe veciul veselor. Eu, spuneți așa lui președintele României, că
poporul moldovenesc, dânsul, al iubesc și al semează toți care gândesc românește. Dar nu este, au făcut cetățenie românească ca să au favori să aibă. Nu, eu i-am făcut cetățenie și lupt în statul român. Eu sunt pentru dânsul. Depinde mult de noi, de toți moldovenii. Dar moldovenii leacă la noi manipulați, zumbați. Le dedic eu pe un joc, le dea la... Nu, hai votați-l pe Șor. Șor aici, vă spun cu așa, stau bietre și ele. În politică să n-aibă... N-au aibă loc ei acolo în politică. Politică, cum se zice, unde e unul noi puterea, unde sunt mulți, trăiască puterea crește. Trăiesc Iohannis, Claus Iohannis, eu sunt cu România, eu sunt cu Europa. Și cu cine am discutat, cum vă zice? Victor Sibo, un țăran ascute la cornele plugului. Eu nu sunt năcealnic, niciodată n-am fost năcealnic. Mulțumim, o zi frumoasă în continuare să aveți. Ați vândut azi ceva? N-am vândut de-aia cu oamenii ăștia, mai discut, mai... Și trece timpul. Și n-ați vândut nimic? N-am vândut nimic. Oamenii n-au bani. Oamenii sunt disperați. Oamenii... Mă gândesc că tare... Da. Ăștia trebuie să-ți de ei care eu... Nu.